Acum am plăcerea să filmez femela care la ediția 2019 a expoziției Columbofile pe zona Olteniei, organizată de către UCPR, a obținut locul 1 la categoria Fond Palmares Matur 2 ani. Are seria 268-701 din 2017 și, după cum se poate vedea și din fișa ei de expoziție, aparține tandemului Chireață Mădălin plus Alexandra, membri în cadrul clubului Marosan Turbura din Gorj. Aceasta este fișa ei de expoziție și fericiți ei proprietari sunt alături de mine. Îi salut și eu cu această ocazie, vă salut. Bună ziua. Și îmi pare bine să vă văd aici. Tineri frumoși, pasionați de porumbei, și mai presus de toate și cu rezultate frumoase. Mădălin, am înțeles că tu ești unul dintre puținii bărbați fericiți din România, cu adevărat fericiți, pentru că ai o soție, o viitoare soție, așa cum mulți ar dori să aibă. Extrem de pasionată de porumbei. Este? Da, așa este. Chiar foarte iubit. Cum ai reușit pasiunea asta? Unde ai prins-o, în zbor? Tot printre păsări. Tot printre păsări, că bănesc acolo v-ați întâlnit, nu? Da. E bine că vă unește o pasiune comună. Da. Asta înseamnă că o să fie și o familie și mai închegată. Sperăm. Și copiii voștri să fie și mai columbofile. Nu, mai bolierul să stea. Mai bolierul să stea. O să ne facem un program. Da. Acum vorbim puțin și cu Alexandra. Da. Trebuie să spunem vizitatorilor noștri că ești o persoană extrem de pasionată de porumbei. Foarte pasionată. Și foarte cunoscătoare, din câte mi-am dat eu seama. Îl ajut mult pe Mădălin, da? Da. Și în selecția porumbeilor și la pregătire. Ea e motorul acolo principal, nu? E bine că țineți aproape unul de altul, vă completați reciproc, e un mare lucru asta. Și o să vreau să vă rog acum să dați câteva detalii, de exemplu, despre femela pe care am filmat-o puțin mai devreme. Ce ne puteți spune despre origine, familie? A fost locul 1 și fond Yearling, da, la FCPR anul trecut. Anul acesta este și fond Palmares Matur 2 ani pe expoziția națională la UCPR, locul 3. Zburătoare foarte bună. Da, și sora ei din a doua serie este locul 2 la Donets. Locul 2 zona 5 Donets. Zona 5 Donets și locul 1, am încheiat și în locul 1 normă la maraton pe județul Donets. Semifrate cu ea, trebuia să fie locul 3 la noi pe județ. Locul 3 maraton extrem Yearling și locul 1 pe expo. Da, din păcate mi-a arătat puțin mai devreme. Ți-a luat-o șoim în fața casei. Șoim în fața casei, da. Da, păcat. Ca și origine sunt 50% Gelu Bochin. Da. 50% frații Marica. Origini foarte bune. Da. Dar și o pregătire bună pe mâna voastră, sunt convins de asta. Da. Eu mi-am dat seama că soția ta cunoaște foarte multe detalii. Am mai stat puțin de vorbă înainte despre diverse lucruri columbofile, să zic așa, despre porumbei. Și mi-am dat seama că la vârsta ei cunoaște foarte multe și e de invidia, să zic așa. Și pentru mulți bărbați, nu vorbesc de femei, da. Pentru a obține rezultate pe măsură trebuie să... Am înțeles că de la 13-14 ani merge Alexandra cu tata la da, îmbarcări, nu? La îmbarcări, da. Și acum ești persoana care le ține spatele, să zic așa, acolo, nu? Da. Adică are grijă de... Cele două tandemuri, da. Și cel cu tata și cel Și la club am înțeles că ești persoana care se ocupă de hârtii, de acte. Da. Nu? Da. Persoana de echilibru acolo, frumos. Câți porumbei aveți în expoziția de astăzi? Am înțeles că mai mulți, nu? Eu 5 și tandem celălalt 6. Deci în tandem cu Alexandra ai 5? Am 5 și eu în tandem cu tati avem 6. Dintre deci... care 2 avem pe podium la tandem. Da. Și cu tati am 5 pe podium și unul este locul 9 fond. Și a mai rămas ceva acasă sau ați adus toți zburătorii aici? Acasă. La el acasă mai avem 40 de zburători pentru anul viitor. Și 9 perechi în compartimentul de reproducție. Doar 9 perechi, nu? Nu permite spațiu să ținem prea mulți. Ne încercăm să ne... V-ați certat vreodată, pe motivarea porumbelilor, de exemplu? Nu, decât la o etapă. Decât la o etapă, ne cam certăm la sosire, atunci nu prea vorbim. De ce? Mai ales dacă sunt eu la el și așteptăm porumbei, nu prea. Eu sunt cu tati pe cameră, îi aștept pe ei. Am avut o etapă foarte reușită la etapa de Meritopo 960. Am fost în top. Columbofil din Gorj, care am avut cei mai mulți 8 porumbei în prima zi. Dintre care ea mai slăbuți, atunci eu mai slăbuți atunci, nu. La mine am porumbei care am și pe demifond și pe general și pe fond, dar pe maraton porumbei de a doua zi. Da?
le place etapele care sunt cu mâini în față, nu? Ea vin la mine, eu m-am bucurat și de al 8-lea când a venit. Ea nu a avut niciunul atunci. Atunci chiar am fost un pic... descumpănite, să zic, nu? Bine, se mai întâmplă și astfel de cazuri. Nu pot să generalizez. În principiu este... Primăvara, când vă formați perechile de matcă, vă sfătuiți? Da. Cine are ultimul cuvânt? Ca întotdeauna soția, nu? Și tu ce îi spui? Ai dreptate, Alexandra, nu? Da, e frumos asta că vă completați. Da. Am înțeles că cunoașteți detalii vis-a-vis de... Și cu ajutorul fraților Marica. Pe el l-au sfătuit foarte mult frații Marica. Da. La începuturile... Peste jumătate de porumbei, 50% din compartimentul de reproducție de la ei. Sunt acum și de la domnul Gelu Vochin, care este da, un alt nume mare al columbofiliei din zona Olteniei. Da, și un om de nota 100. Da. Și mai avem și de la tandemul de la Lichi și Popescu, care iarăși au fost în topul național. Național și am putut achiziționa de acolo numai pui din porumbei de top. Da, deci sunt convins că pe lângă porumbei de calitate vă oferi și sfaturi de calitate. Da. Contează mult, numai păsările, nu face numai pasărea totul. Trebuie și o pregătire bună. Da. Antrenamentele, asta au făcut diferența, mai ales la el. Da. I-a antrenat la fiecare etapă. Am avut etapă. Timp de ei anul acesta. Da? Da. Pe fiecare și... etapă îi ducea câte 40 de kilometri aerieni. 40 de kilometri de două ori. Am avut vreo 12 antrenamente din același loc. Columbii da, contează mult ce antrenament, așa e. Ce au de făcut de acolo. Au fost pregătiți da, cu... Da, undeva peste, pe, exact în... Peste un deal. Peste un deal, să unde poată ei să intre pe unde intre. Trebuie, să intre pe culoar, să... Da, să vă vină în ajutor. Să vină să ne... Să putem învinge băieții de la Târgu Jiu. Da, aveți concurență mare da, acolo. Da. Așa e. Cu recuperarea, cine se ocupă de recuperarea porumbeilor? De tot așa, ne sfătuim. Ne sfătuim. Da. Acum, cum e perioada expozițiilor, studiem produsă, eu sunt cu cititele, eu le citesc, le studiez, văd ce... Tu faci program, am înțeles, nu? Alexandra? Da, vedem ce și cum. E mare lucru. Nu, că nu prea vreți să spuneți, nu dați din casă așa, nu? Nu? Cum e Alexandra? Cu prima apă, cu a doua apă, cu a treia apă? Cam așa. Ia spune, ne spui ce le dai acolo? În funcție de greutatea concursului? În funcție de greutatea concursului este diferit. La mine, în tandemul cu tati, folosim ceva, dar el am folosit altceva. Da? Pentru recuperare am folosit oliamid la el. Și a funcționat foarte bine. Pentru încărcare ne-am axat pe încărcare la etapele de fond maraton. Mai da. Puțin pentru cele Provac de Energy. Provac Energy, Provac 1000. Condition de la Bayer. Produse bune de calitate, într-adevăr. Da. Nu folosim nu un singur face... brand. Nu folosesc, e bine, e mai bine asta, da. O masă le dăm ceva, o masă altceva, încercăm să nu... Așa. Și antibioticele, niciodată nu folosim același antibiotic pentru... Dar în timpul anului folosiți antibiotice? Le mai da. Dați? Da. De câte ori pe sezon? Doar dacă e nevoie sau...? Dacă este nevoie, în funcție și de etapă și de dacă este nevoie de tricomonoză. Pe tricomonoză eu încerc să folosesc produse naturale. Da? Și nu... Da. Ceaiuri? Ceaiurile dați la porumbi? Ceaiuri, da. Dar nu făcute de noi, natural ai. Da. Asta îl folosim și... produse pe bază de plante. Frumos. Special. Mergem și la alt porumbei? Mergem. Haideți. Mergem.